tuturor, sunt Simona de pe blogul Secretele Cărților și astăzi am revenit în sfârșit la voi cu un Q&A pentru că, din câte știți, ajunsesem la 500 și ceva de abonați, cred, când v-am propus să fac un Q&A, iar acum m-am lălăit foarte mult și deja am ajuns pe YouTube la aproape 600 de abonați. Vă mulțumesc tuturor celor care m-au susținut până acum. Iar acum, ca să nu mă lungesc, voi începe să vă citesc întrebările pe care le-am primit de la voi. Nu sunt extrem de multe, dar probabil mă voi lungi chiar și așa cu acest filmuleț, așa că zic eu să începem. Prima întrebare este de la Simina Zipi, care zice așa: te-ai vedea scriind cărți și dacă da, ce gen ai abordat și despre ce ar fi vorba acolo? Ei bine, nu știu dacă m-aș vedea scriind cărți, adică cred că mi-ar plăcea, fiind tot o sferă ce ține de partea creativă și mie îmi place să fiu creativă, însă probabil că aș scrie ceva fantasy care să se combine cu romance, nu știu exact, ceva young adult probabil. Când eram mică scriam niște povești mai pentru copii cu personaje cu superputeri, așa că, nu știu, poate s-ar ajunge acolo, nu-mi dau seama. Tot de la Simina am primit o a doua întrebare: ce părere ai despre fanficuri? Fanficurile. Cred că nu am mai citit un fanfic de foarte, foarte mulți ani. Cred că de pe vremea când eram la liceu, a noua, something like that. Și ideea este că nu mă deranjează fanficurile, chiar îmi plac unele dintre ele, chiar pot fi mai interesante decât cartea originală, să zicem, dacă vorbim despre cărți, logic că vorbim despre cărți. Însă sunt foarte multe fanficuri acolo pe internet și cred că nu sunt extrem de reușite. Chiar multe sunt deranjante, aș putea zice. Așa că cel puțin acum nu mai citesc fanficuri. De la Andra Diana am mai multe întrebări. Prima întrebare: care este cartea ta preferată? Deci de fiecare dată când mi se pune întrebarea asta, stau pe gânduri, pentru că nu știu care este cartea mea preferată. Mi-a plăcut foarte mult seria Harry Potter și de obicei când întreabă cineva care e cartea ta preferată, zic pe lângă Harry Potter? Ok. Mi-a mai plăcut mult seria Legăminte de Ellie Condy, dar am citit doar primele două volume și al treilea nu a apărut încă la noi, nu l-am citit nici în engleză și sunt curioasă cum se termină seria ca să dau un verdict final. Însă primul volum din serie chiar a fost super, super tare. Mi-a plăcut foarte mult seria Narnia, pe care am citit-o mai de mult de la o prietenă, pe vremea când eram la liceu, pe la început sau în generală, nu mai știu exact. Și era un nou univers super tare, ceva în genul Harry Potter, dar total diferit. Apoi o carte care este oarecum young adult și romance, care mi-a plăcut foarte mult, se numește Probabilitatea statistică de a te îndrăgosti la prima vedere. A apărut la Epica acum câțiva ani, 2 ani poate, nu știu. Și mi s-a părut super tare la vremea aceea acea carte, așa că am adăugat-o în lista mea de favorite. O altă carte care mi s-a părut destul de tare atunci când am citit-o se numește When the World Was Flat and We Were in Love. E scrisă de Ingrid Jonah, cred că se pronunță numele autoarei. Și mie mi s-a părut super tare, e ceva cu time travel, romance, universul, lumi paralele, chestii și chiar mi-ar plăcea să o recitesc, pentru că nu am apucat niciodată să o recitesc cap-coadă. Am reușit doar să citesc anumite capitole sau câteva pagini, pasaje. Ar mai fi o carte care mi-a plăcut când am citit-o, cred că tot pe vremea liceului eram. Se numește Floare de zăpadă și Evantaiul secret, de Lisa C. Este o carte despre două fetițe, parcă, care trăiesc în China și, mă rog, este prezentată viața tinerilor fete din China, cum sunt ele chinuite ca să aibă picioarele cât mai mici, că așa este frumos și atrăgător pentru viitorii soți. Și prezintă și cum aceste două fetițe comunică printr-un limbaj secret, prin intermediul unui evantai. S-a făcut și un film după această carte și mi s-a părut super tare. Cu toate că acesta era cam diferit față de carte la unele aspecte, însă mi-a plăcut și acela foarte mult. Să zicem că aceasta ar fi lista de cărți care mi-au plăcut și care încă îmi plac. Nu știu, am mai citit multe cărți care mi-au plăcut, dar acestea ar fi din top. A doua întrebare, tot de la Andra Diana:
ce gen de cărți îți plac. În cazul în care nu v-ați dat seama, îmi plac foarte mult cărțile pentru copii, genul Young Adult, distopiile, combinate cu romance, cărțile fantasy, până și cele sci-fi îmi plac. Depinde de carte, cât de bine e scrisă, nu știu. Îmi plac foarte mult și cărțile care sunt scrise de autori japonezi, cu toate că unele pot fi puțin plictisitoare, nu voi minți, dar sunt super tari și chiar mă relaxează de multe ori când le citesc. Ce cărți mai îmi plac? Îmi plac și cele horror, cu toate că nu am citit mai nimic de mulți ani. Îmi plăcea la liceu să citesc John Saul și era atât de static, adică avea niște idei atât de ciudate la care nu m-aș fi gândit ever. Și vreau să zic că am citit nu știu câte cărți, vreo 4 să zic, dintre care una sau două erau în engleză. Și când ajungeam așa pe la jumătatea cărții eram, what? La sfârșitul cărții, what? Ce e asta? Și unele dintre ele chiar sunt creepy, adică nu știu, sunt niște idei așa foarte... Nu că nu mai dorm noapte, dar sunt foarte ciudate. Nu pot să vă zic, am citit Creatura, a fost dubioasă, Mâna dreaptă a diavolului, aia a fost super dubioasă. Și mai erau vreo două pe care nu mi le amintesc. Da, și cred că alte genuri de cărți nu am mai citit, cu toate că mi-ar plăcea să explorez și altele. Dar cam pe aici am învârt, prin sfera copiilor, ca să zic așa. Care este cartea pe care ei recomandau unei persoane care nu îi place să citească? Păi, este cam greu. Este cam greu să răspund la această întrebare. Probabil că mai întâi m-aș interesa de persoana respectivă, poate ce interese are el, ea, și în funcție de aia aș încerca să îi recomand o carte. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult seria Harry Potter, când am citit-o a fost deschizătoarea de lectură pentru mine. Însă, dacă ai o anumită vârstă, e posibil să nu-ți mai placă Harry Potter, pentru că am auzit multe persoane cărora nu le place Harry Potter și mă refer în ziua de astăzi. Și cred că este trist, da. Cred că o carte care chiar ar merge pentru orice persoană să o citească este 10 negri de mititei de Agatha Christie sau Crima în Orient Express. Zic asta de ce? Pentru simplul fapt că este prezent suspansul, nu știu, te spune minte la contribuție, te gândești cine e criminalul, cine sunt criminalii, ce se întâmplă. Și mie mi-au plăcut foarte mult cărțile acestea. Pe prima menționată am citit-o când eram, cred că prin a patra, ceva de genul. Și mi-a plăcut foarte mult, pe vremea aceea nu-mi plăcea să citesc mai deloc. Și fusese o lectură obligatorie pentru la școală și am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Iar Crima în Orient Express am citit-o mult mai târziu, la liceu. Și mi s-a părut și aceea super tare, nu știu, cred că sunt preferatele mele de la această autoare și cred că ar putea fi interesante pentru alte persoane. Nu știu, când ne faci o recomandare de carte pentru cineva pe care nu-l știi poate sau care nu citește, trebuie să-i recomanzi, cred că, ceva destul de palpitant, interesant, nu știu, poate să fie și ceva fantasy, sci-fi, dar nu știu, chiar nu știu ce să zic. Aici se oprește recomandarea mea. Următoarea întrebare, tot de la Andra. Care este coperta care îți place foarte mult? Ei bine, ar trebui să mă gândesc și să aleg o carte care va apărea fix aici. Cartea pe care am ales-o se numește Origin, de Jessica Corey. Cred că și pe aceasta ar fi trebuit să o menționez printre cărțile preferate, pentru că chiar mi s-a părut că are o idee destul de originală atunci când am citit-o și mi-a plăcut foarte mult cum scrie autoarea și atmosfera pe care a creat-o. Această carte are o copertă super, super tare. Cred că o să vă arăt și interiorul. Are o supracopertă și coperta este albă și cotorul este super interesant. Așa. Și ce îmi place mie mult la această copertă, nu o să vă dați seama probabil, o să vă arăt eu acum mai bine, dar are niște striații, ca să le zic așa, pe copertă. Și se vede super tare, chiar se diferențiază foarte bine plantele, vegetația de pe copertă. Și personajul îmi place foarte mult că este așa incognito, adică chiar se potrivește foarte mult cu ideea cărții.
Și ca să vă zic și câteva cuvinte, cred că nu am făcut nici acum o recenzie acestei cărți și mi-e rușine. Cartea aceasta urmărește pe Prim, o fată care se simte captivă în jungla amazoniană parcă, și ea nu a cunoscut niciodată exteriorul și se simte acolo pentru a fi de fapt un experiment. Nu știu, nu mai țin minte exact, parcă era supusă unor teste. Și ideea este că totul se schimbă când îl cunoaște pe un tip din exterior, din junglă, care îi deschide noi orizonturi și o face să simtă atât de multe chestii pe care nu le-a simțit niciodată în viața ei. Și descoperă jungla și este atât de frumos când pășește în junglă și descoperă toate mirosurile și culorile și etc. etc. Așa că vă recomand dacă n-ați citit-o, mie mi s-a părut super tare. Și a mai apărut o carte de la această autoare și aș vrea să o citesc, încă n-am citit-o. Cred că este tot în genul acesteia, adică cel puțin îi descrie așa mi s-a părut mie. Și nu o să mai mă lungesc pentru că am făcut-o deja prea mult. O tare întrebare. Câți ani ai? Ok, am 24 de ani, în cazul care nu știați, cu toate că nu pare. A șasea întrebare de la Andra. Citești noaptea înainte de culcare? Depinde de zi. De obicei citesc înainte de culcare, mai ales în sezonul rece. Nu știu de ce se întâmplă asta, probabil că hibernez mai mult atunci. Și nu citesc exagerat de mult, depinde și de cartea pe care o citesc, dar jumătate de oră, o oră poate tot citesc. Și cred că mă și relaxez foarte mult în acest fel înainte de culcare. Următoarea întrebare pe care am primit-o este de la Albert Camus, sper că am zis bine, și acesta cred că mi-a pus întrebarea pe YouTube. Zice așa: crezi că social media folosit în mod necorespunzător va grăbi moartea acestei arte, adică cititul, sau se va dovedi ca fiind catalizatorul necesar pentru a reaprinde tăciunii de mult uitați pentru citit în inimile oamenilor? Ok, îi mulțumesc foarte mult pentru întrebare și îmi place seriozitatea întrebării. Cred că este puțin cam greu să răspund la această întrebare, în sensul că este cu skepsis, este un răspuns cu skepsis. Eu cred, în prezent, cel puțin în România, chestia asta cu BookTube și Facebook, când vorbim despre cărți, mi se pare că este un lucru foarte bun, pentru că foarte multă lume petrece timpul pe Facebook și pe YouTube în România, pe Twitter mai puțin, așa că nu prea merge să popularizăm lectura pe acolo. Cred că prin intermediul YouTube-ului și al Facebook-ului se poate foarte bine să atragem cititorii, dar nu să-i atragem în sensul că, da, trebuie să citiți chestiile obligatorii pentru la școală, citiți un anumit gen. Nu, le prezentăm ce există pe piață, ce genuri, ce cărți noi apar, îi stimulăm cu recenzii, fie vizuale, fie în scris, și așa poate și mai dau și ei drumul la citit și la vorbit și la toate cele. Și cred că important este, nu știu, să le oferim tuturor celor care nu citesc sau chiar celor care citesc posibilitatea de a alege dintre mai multe tipuri de cărți. Pentru că eu una cel puțin nu citeam pe vremea când eram mică și pe vremea nu exista social media și alte chestii de genul. Și ce știam eu despre cărți? Știam de la școală în principal și poate de la câțiva prieteni și nu eram atât de încântată, pentru că cine vrea să citească amintiri din copilărie sau Mara mai apoi sau mai știu eu ce, nu prea vrea multă lume. Decât după ce citește ceva care îi place, cum am fost eu, am citit Harry Potter și mi-a plăcut foarte mult și mai apoi am văzut altfel lectura și am simțit că poate aș vrea să citesc și amintiri din copilărie și să văd cum scrie un autor român, să înțeleg mai bine. Dar cred că fiecare carte se citește, nu știu, la o anumită vârstă, un anumit gen se citește la o anumită vârstă, așa că trebuie să îi influențăm pozitiv pe viitorii cititori sau pe actualii cititori, să le oferim anumite cărți care să le placă. Adică, nu știu, sunt și cărți motivaționale, să zicem, care sunt foarte bune pentru oricine într-o perioadă de stres sau pentru persoanele mai, nu știu, mai mari, la 30, la 40, la 50 de ani, care vor să afle niște chestii care se găsesc în cărțile motivaționale. Nu știu să vă dau detalii acum. Ideea este că eu cred că social media poate influența în mod benefic.
pentru că, nu știu, schimbul acesta de păreri despre cărți cu alte persoane dezvoltă și ție comunicarea oarecum, chiar dacă este în scris, și te, nu știu, te atrage spre a citi cărțile pe care și alții le citesc. De ce nu? Adică poate fi și asta ca o modă, să zic așa. De ce cititul să nu fie la modă și doar alte chestii? Și cititul este o modă, să, nu știu, să citim. Este super tare să citești. În concluzie, eu zic că poate afecta în mod benefic lectura, pentru că am observat că foarte mulți tineri care nu citeau au început să citească datorită faptului că au descoperit BookTube-ul, spre exemplu, sau alte lucruri de genul. De la Jessica Alina am tot așa mai multe întrebări. 1. Care este personajul tău preferat? Deci, este foarte greu să răspund această întrebare, pentru că recent nu mi-a plăcut în mod special un personaj anume, dar pe vremuri îmi plăcea atât de mult de Ron Weasley din Harry Potter, atât în el ca actor, dar și ca personaj din carte. Și mi se părea atât de hazliu și de, nu știu, mereu făcea trăznăi și chestii și modul cum era descris, nu știu, pe mine mă amuza. Un personaj care mi-a plăcut destul de mult, că tot am menționat cartea Origin mai devreme, de Jessica Corey, ea a fost protagonista din carte pe nume Pia, pe care cred că mai devreme am denumit-o Prim, nu știu de ce, cred că mă gândeam la jocurile foamei, what the heck. Ideea este că mie mi-a plăcut foarte mult acest personaj, deoarece, pe lângă faptul că evoluează și cam asta vrei să vezi la un personaj, este super tare să o vezi cum descoperă lumea cu adevărat, cum e să trăiești, să fii liber, și mi s-a părut foarte, foarte tare chestia asta. Chiar mi-ar plăcea să, nu știu, mi-ar plăcea să văd un film după această carte. Mi s-ar părea super fain și nu știu ce să mai zic. Mi-a plăcut foarte mult, cred că, sentimentul pe care mi l-a transmis atunci când am citit cartea. Și cred că este un personaj de trecut acolo în lista mea. Da, asta voi face, da. Care este cartea care ți-a displăcut enorm? Fiecare dată când aud această întrebare, ceva în minte la mine face click, trinc și apare cartea care mie cred că mi-a displăcut cel mai mult. Nu știu dacă mai sunt altele, probleme mai sunt, dar aceasta mereu îmi vine în minte. Și este Îngerul Nopții, de Becca Fitzpatrick. Această carte a fost atât de nașpa, nu știu, nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut personajul, nu mi-a plăcut nimic la ea. Nu pot să zic ce mi-a plăcut, i-am dat 2 steluțe, cred. Dar nu știu de ce am putut să dau acele 2 steluțe, cred că era ceva pe acolo demn de remarcat. Însă vreau să zic că nu mi-au plăcut personajele. Deci îmi venea să sugrum fiecare personaj în parte la fiecare rând citit și să fac așa. Apoi, cred că a fost o scenă foarte ciudată care m-a enervat la culme, cea cu niște cioburi. Nu mai țin minte exact ce se întâmpla, cred că am scris pe blog în recenzie la vremea aceea. Și mi-a rămas scena aceea în minte și cred că sentimentul că uram scena aceea plus că uram personajele a făcut să urăsc toată cartea cap-coadă. Așa că, da, acesta ar fi răspunsul care va veni poate toată viața în mintea mea. Urăsc cartea Îngerul Nopții de Becca Fitzpatrick și sunt mândră. Voi ce carte urăți? Vă aștept răspunsurile. Următoarea întrebare de la Alina este următoare. Următoarea e următoare. Ce faci de obicei în afară de a citi, a filma și a edita? Ei bine, ce fac eu în timpul liber? Nu știu, mă plimb, mă joc, mănânc, respir. Îmi place să desenez în timpul liber, cu toate că n-am mai desenat recent prea mult. Îmi place să mai cânt câteodată la orgă sau să încerc să cânt, să învăț niște melodii, pentru că nu am la lecții de pian sau ceva și nu am acest talent înnăscut. Îmi place să, nu știu, să scriu citate și chestii în niște jurnale mai vechi pe care le am. Îmi place să-mi rearanjez cărțile, asta trebuie să fie prima chestie pe care trebuie să o scriu acolo, aoleu. Așa, dar pare-i prea cald să rearanjez cărțile. Yeah. Ce mai îmi place să fac? Îmi place să, nu știu, nu practic un sport, așa că nu sunt cam sedentar așa de fel. Așa că nu fac ceva din punctul ăla de vedere. Îmi place să mă uit la filme și la seriale și la animeuri și să citesc manga. Sper că tot la chestia cu cititul ajung. Nu știu, îmi place să... Nu știu, cred că... Nu știu, momentan nu-mi vine ceva anume în minte, dar îmi place să fac și chestii creative,
do-it-yourself projects și chestii de genul, așa că, da. Sper că am răspuns la întrebare pe cât de bine posibil. Dacă mai îmi vine vreodată ceva în minte, vă mai zic. Mai am trei întrebări. Ce înălțime ai? Am 1,56 m, în cazul în care erați curioși. Sunt destul de mică de înălțime, cu toate că toată lumea zice nu pari atât de mică în poze. Sunt micuță. Yeah. De la ce vârstă ai învățat să citești? Sună ciudat, ai învățat să citești. Nici m-am gândit că este de la ce vârstă mi-a plăcut să citesc. Cred că trebuie să pun niște întrebări în familie. Nu știu, probabil am învățat să citesc de când în față copiii să citească. Habar n-am, la cât? Nu știu, nu vreau să zic o prostie, așa că nu știu când în față copiii să citească, sincer. De acolo pe undea, o vârstă. Am fost normală din punctul ăsta de vedere. Nu. Care este prima carte citită? Nu știu, probabil a fost o carte de povești, de care nu mi-amintesc. N-am nici cea mai vagă idee, așa că o să rămân la chestia că prima carte citită a fost una de povești. Punct. Și de la capăt. Ei bine, acestea au fost toate întrebările pe care voi mi le-ați lăsat. Cred că m-am lungit ca de obicei. Eram sigură că o să mă lungesc, cu toate că puteam să răspund atât de simplu. Puteam să punctez fiecare chestie în parte așa de ușor. Și vă mulțumesc o dată pentru toată susținerea. În cazul în care acum descoperiți canalul meu, vă invit să dați subscribe la acest canal, like la filmuleț și ce mai doriți voi pe acolo și vă aștept foarte curând cu un filmuleț, nu o să zic despre ce este vorba, pentru că nu știu în ce ordine postez filmulețele. Va fi o surpriză atunci, vă las și ne vedem data viitoare. Bye bye! Ce-ul era? Se numește... cum se numește? Lizatorul necesar pentru a reaprinde tăciunii. Acum nu mi s-a mișcat. Și pe aceasta aș fi... Să... Dacă e să mă refer la ceva mai serios... Nu știu ce personaj mi-a plăcut. Ce am citit eu și mi-a plăcut.